Mobilizată de Asociația Județeană de Fotbal, 12 echipe de școli generale au participat la competiția ce a avut loc pe terenul sintetic al stadionului Letea. Copiii s-au prins în meciuri cu mult entuziasm, iar organizatorii n-au vrut să le strice bucuria unora dintre ei prin desfășurarea unei competiții convingători și eliminați. De aceea, singura grijă a fost ca toate echipele să dispute același număr de partide. Preocuparea unor oameni de fotbal, antrenori sau responsabili în cadrul cluburilor de profil din Bacău a fost să selecteze copiii pentru propriile grupe de performanță. Astăzi, la nivel mondial, se sărbătorește ziua fotbalului de bază, ziua grassroots, cum spun cei de la FIFA. Astăzi ne-am adunat la baza Letea 12 școli, atât din mediul rural cât și din mediul urban, pentru voie bună, pentru bucuria copiilor, de ce nu pentru a descoperi și noi talente dintre acești copii minunați. Premiile oferite de organizatori au fost aceleași pentru toate formațiile și au constat în mingi de fotbal și tricouri. Câștigul a fost și rămânerea echipelor într-un sistem competițional organizat. Un fervent organizator și promotor de competiții, profesorul Daniel Crețu, a fost la treabă și cu acest prilej al zilei fotbalului de bază. Am descoperit, am văzut, avem în vizor mai mulți copii care îi urmăresc deja de la mai multe turnee anterioare și îi ținem sub observație. Acum vom încerca să facem tot posibilul să putem să-i atragem, să-i aducem spre oraș, spre ce înseamnă fotbal de performanță. Ultimele două meciuri ale acțiunii au fost cele dintre echipele de 11 ani și respectiv 9 ani ale LPS Bacău și TNT Bacău. În primul, scorul a fost egal 2-2, iar în al doilea, TNT s-a impus cu 4-3.